Am intitulat predica din această seară Calea Sfințeniei. Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre calea îngustă și ne-a spus că calea spre cer, știți că creștinismul a fost intitulat Calea, numit Calea, pentru că Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Altădată a spus, calea aceasta a creștinismului, a Sfințenie este îngustă și puțini sunt cei care umblă pe ea. De ce am intitulat în seara aceasta Calea Sfințeniei? Un om celebru acum după Biblia lui și după lucrările sale, J.C. Riley, a spus un cuvânt foarte interesant, zicea el așa, cum nu mă aștept de la un fermier să prospere în afacerile lui dacă își seamănă ogorul și nu se mai duce niciodată să-l vadă până la seceriș, tot așa nu mă aștept ca un credincios să atingă prea multă sfințenie dacă nu citește Biblia, nu se roagă și nu merge duminicile la biserică. Unii dintre noi credem că a devenit creștin, este să crezi în Domnul Iisus, te-ai botezat și totul este ok, așteptăm să vină Domnul, așteptăm să vină răpirea. Este tot atâta înțelepciune la noi ca la țăranul acela care seamănă ogorul și nu se mai duce să vadă ce se întâmplă cu el, se duce numai la seceriș. De obicei ăștia au niște surprize foarte mari. Ori au secerat alții înaintea lor ogorul ăla, ori n-a crescut ce a semănat el. Nu? A păstra sfințenia, a crește în sfințenie, înseamnă o preocupare zilnică. Să citești Scriptura în fiecare zi, să te rogi, să mergi la biserică, să faci fapte bune, să te apropii de Dumnezeu, să lupți împotriva păcatului. Dar lucrul ăsta nu este foarte popular astăzi, nu? Elizabeth Elliot a spus că sfințenia n-a fost niciodată forța motrică a majorității oamenilor. Cu toate acestea, ea este obligatorie pentru oricine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate fără ea. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. O carte care m-a impresionat foarte mult în legătură cu sfințenie se cheamă The Hole in Our Holiness. Autorul cheamă Kevin DeYoung și printre multe lucruri extraordinare pe care le spune, zice așa că lumea nu ne asigură galerie celor care suntem pe calea sfințeniei. Nimeni, lumea nu face galerie, lumea nu ne aplaudă pentru asta. Cine vrea să trăiască neprihănit va fi persecutat. Nu o să primești aplauzele lumii, o să primești palmele lumii. O să fii batjocorit pentru că vrei să fii sfânt și ești diferit de ceilalți. Noi ca și pentecostali venim dintr-o tradiție a sfințeniei, a mișcării de sfințire. Totul a început cu mișcarea lui John Wesley, metodismul englez, care a luptat enorm de mult pentru sfințenia personală și, de fapt, logo-ul, motoul acestei mișcări era acesta, să răspândim sfințenia lui Dumnezeu până la marginile pământului. Asta era ideea lor. Oriunde ne ducem, să ducem ideea aceasta sfințenii, a sfințirii personale până la marginile pământului. Haideți să intrăm puțin și aici am putea petrece săptămâni de-a rândul în câteva dintre doctrinele lui Wesley, să vedeți ce întrebări și ce recomandări dădeau ei noilor creștini care se înscriau în cluburile sfinte, că așa se numea, Holy Clubs. Te înscria într-un club al sfinților și acest club al sfinților avea câteva reguli, toate menite să îi ajute pe oameni să fie sfinți. Dacă te-ai dus la clubul sfinților, trebuie să ajungi sfânt. Iată câteva lucruri care mi s-au părut extrem de interesante, dacă putem avea imagine. Iată ce zicea una dintre regulile acestea.
abține-te, ferește-te cu grijă de tot ce este rău, de tot ce ți se pare rău, dar în special, zicea John Wesley, pentru că el își cunoștea oamenii, cunoștea societatea în care el trăia. Numărul unu, zice, să nu cumperi și să nu vinzi absolut nimic în ziua Domnului. Number one. Doi, să nu guști nicio băutură alcoolică, nici un strop măcar, de niciun fel, numai dacă ți-o prescrie doctorul. Cred că și pe vremea aceea erau doctori care dădeau o prescripție, nu să bei puțină țuică. I don't know, ca și ăștia cu marihuana astăzi. Trei, să te ții de cuvânt când vinzi sau cumperi ceva. Cuvântul tău este extrem de important. Apoi, să nu iei zălog de la nimeni, nimic, nici măcar să salvezi viața cuiva. Nu primești nimic zălog. Știți ce înseamnă aia, nu? Ține asta, dăm niște bani și dacă nu-ți mai dau banii, nu mai primesc obiectul. Asta este principiul pound shop, nu? Astăzi în America. Nu amaneta nimic, nu lua nimic cu amanet, nu lua nimic zăloc de la cineva. Și asta îmi place foarte mult și poate că asta se aplică foarte mult la noi. Dacă vreți să avem imaginea, vă rog, băieți, imaginea. Thank you. 5. Să nu vorbești de greșelile cuiva când nu este de față și să-i oprești pe cei care o fac. Frate, nu vorbim de rău de nimeni, ok? Nu e aici, nu e aici, fratele. Vă rog să nu vorbim de el, că nu e aici. Deci nu numai să nu vorbești pe cineva în spatele lui, dar să-i oprești pe aia alți care o fac în prezența ta. 6. Nu purta ornamente nenecesare. Sunt ornamente care nu sunt necesare. Inele, cercei, lănțișoare, brățări, broșe și așa mai departe. Are o listă întreagă. Pentru că și pe vremea aceea oamenii purtau zorzoane care nu erau necesare. Nu-i așa? 7. Să nu mesteci și să nu fumezi tutun. Numai dacă ți-o scrie medicul, dacă îți prescrie medicul. Îi spuneam foarte clar să nu vă atingeți de tutun. Erau reguli de sfințenie banale care se aplicau în clubul ăsta sfinților. El merge mai departe și iată ce prescrie, de exemplu, celor care trebuiau să vină la întâlnirile clubului. Numărul 1. Fii prezent la biserică și la cina Domnului în fiecare săptămână și la fiecare întâlnire publică. Trebuia să dai socoteală. Ai fost? Nu ai fost. De ce n-ai fost? Când ai luat cina Domnului ultima dată? Participă la citirea cuvântului în fiecare dimineață, în afara cazurilor de călătorie sau boală. La cluburile acelea, în fiecare dimineață, era o oră când se citea cuvântul Domnului și se predica. Se duceau oamenii dimineața, înainte de a pleca la lucru, să asculte Biblia. Roagă-te în fiecare zi cu familia, dacă ești capul familiei. Citește Scriptura și meditează asupra ei în orice oră liberă. Când ai o oră liberă, citește Biblia, nu te uiți la televizor. Acum, săracii erau norocoși că nu era televizor pe vremea aia. Respectă zilele de post sau abstinență toate zilele de vineri din an. Ziua de vinerea, ziua de post și trebuia să o respecți. Ei merg foarte departe cu regulile astea și ascultați câteva care cred că unora dintre noi ne-ar prinde foarte bine. Reguli pentru cultivarea cumpătării la masă. Why I like that. Numărul 1 zice, gustă numai două feluri de carne. Dacă se servește carne, numai două feluri se servește. 2. O felie din fiecare, no more. 3. La fiecare mâncare stabilește mărimea porției înainte de a gusta. Că după ce ai gustat, mărimea porției o să fie diferită decât ai stabilit înainte ca să guști mâncarea. 4. Dacă e posibil, servește-te ultimul, că poate ai noroc că nu mai rămâne. 5. Când se servește must,
să-l bei numai cu apă. Deci să pui apă peste el dacă se servește must de struguri. Înainte să te așezi la masă, roagă-te pentru ajutor. Te așteaptă o mare încercare. Roagă-te înainte să te pui la masă. În compania altora, să nu mănânci decât brânză și rădăcini. Asta era moda la vremea aceea. După un exces, dacă simți că ai mâncat prea mult, sare peste următoarea masă. Asta e un sport grozav, ăsta cam singurul care îl fac eu, mai sar peste câte o masă. La ceai, numai 3 feluri de alimente, să nu fie mai multe. Ceai și încă 2 ingrediente, nu omor. Când servești zahăr și smântână după masă, deci așa, nu mai servi pâine și unt. Trebuie să renunți la pâine și unt. Erau reguli de cumpătare la masă. Nu-i de mirare, vedeți că nu-i de mirare că arătau bine pe vremea aceea, nu-i așa? Ei, haideți să vedem în această seară câteva acțiuni practice pe care le putem face noi astăzi pentru a cultiva sfințenia personală. Sfințenia nu este un eveniment. Este foarte interesant când eram păstor la Church of God și trebuia să completez rapoarte lunare. Fiecare lună trebuia să faci un raport, ce ai făcut în luna aia, de câte ori ai predicat, cât ai vizitat, câte telefoane ai dat. Era o întrebare care n-am știut să răspund la ea niciodată. Cât s-au sfințit la predicile tale în luna aia? Aici nu completa nimic, pentru că eu credeam altceva despre sfințire decât credeau ăia care au făcut formularul. Ăia credeau că atunci când vii la altar, la rugăciune, te sfințești. Ori eu cunoșteam mulți sfinți care veneau tot timpul pe la altar și plecau tot la fel de sfinți ca înainte, nu? Și am văzut că nu se întâmplă nimica, că nu există sfințenie, nu este un eveniment, ci este un proces, un proces de o viață. Și nu știam ce să completez niciodată la chestiunea asta, pentru că am avut reputație proastă. La mine nu se sfințea nimeni când predicam eu. Sfințenia este un proces, este un exercițiu de o viață pe care trebuie să-l facem și primul lucru care vă sfătuiesc în această seară, ca o măsură practică, este practicați o permanentă conștientizare a prezenței lui Dumnezeu în viața voastră. Nu se poate să trăim o viață sfântă dacă nu suntem conștienți că Dumnezeu vede, aude, știe ce se întâmplă cu viața mea acum. Unii dintre noi credem că Dumnezeu ne vede numai când venim la biserică. Nu? Numai când venim la biserică. Ați auzit fraze de la, se zice, păcat că stai la biserică, dar ți-aș trage o bătaie, da? Vin afară. Sau, vin afară, zice, vin afară că te aranjez eu. La ședințele noastre s-a întâmplat asta. Chiar cineva și-a dus aminte, nu de mult, când a fost invitat afară, nu? Când biserică nu putea să-l bată, pentru că în biserică te vedea Domnul, nu? Dar cum ieși afară, nu te mai vede și poți să faci ce vrei. Pui pocăința deoparte și îți faci de cap. Fii întotdeauna conștient că Dumnezeu este prezent și vede, aude și știe toate lucrurile. Noi știm din Biblie că Dumnezeu este totdeauna cu noi, așa-i? Știm asta, știm din Sfânta Scriptură. El vede tot ce facem, El ne știe gândurile, atitudinile, motivațiile. Reamintește-ți adevărul acesta mereu. Pune-l în minte. Dumnezeu mă vede. Dumnezeu este aici. Dumnezeu știe ce gândesc eu acum. Dumnezeu știe toate lucrurile. Dacă păstrăm această conștiință că Dumnezeu este prezent, ne va fi mai ușor să trăim o viață sfântă. Pentru că păcatele noastre le facem întotdeauna când credem că Dumnezeu nu vede, nu aude și nu-i pasă. Atunci păcătuim. Evreii aveau filacteriile acelea,
erau niște semne pe care le purtau, pe haine, nu? Pe trup, pe ușorii ușii. Dacă ați fost în Israel, la hotel, la fiecare ușă de hotel, pe lângă numărul de la cameră, mai era ceva foarte ciudat. Nu? Și ori de câte ori intra evreul, acolo punea mâna pe locul acela, știți ce era în locul ăla? Era o parte din legea lui Dumnezeu. Nu? Ascultă, Israel, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Puneți filacterii din asta dacă trebuie să vă aduc aminte că Domnul vede și aude tot. Nu? Puneți-le acolo unde de obicei credeți că El nu vede. Nu? Poate ar trebui să le punem pe frigider, nu știu, în alte părți, să ne punem niște semne din asta, să ne aducă aminte că Dumnezeu vede și aude tot. Când eram la facultate în primii ani, atunci se răspândise și în România ce ar face Iisus, what will Jesus will do? Ce ar face Iisus? Mi-a plăcut foarte mult ideea asta, nu știu de cum pătrusese prin cortina de fier până în România, și pe raftul meu de cărți pusesem inscripția aceasta, am scris așa mare, ce ar face Iisus dacă ar fi în locul tău acum? Mi-a slujit mulți ani afișul acela, dar le-a slujit și colegilor mei, care mi-au adus aminte de câteva ori că Iisus n-ar face ceea ce făceam eu, Iisus n-ar vorbi cum vorbeam eu, și m-au pus la punct big time. E riscant. Nu? Practicați, deci, o permanentă conștientizare a prezenței lui Dumnezeu în viața voastră. Numărul 2. Stai bazat pe cuvânt, citește Biblia regulat, fii prezent la biserică. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, spunea Pavel lui Timotei, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului, care împarte drept cuvântul adevărului. Creatorul s-a revelat pe sine în Scripturi. Dacă vrem să cunoaștem voia Lui, trebuie să citim Scripturile, nu se poate altfel. Standardele Lui de sfințenie sunt clare în Scriptură, trebuie să le cunoaștem, să vedem care sunt pretențiile Lui. Nu putem trăi conform cuvântului Sfânt dacă nu cunoaștem acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Citirea și studierea să des cuvântul în inima noastră, îl adunăm ca să nu păcătuim împotriva Lui Dumnezeu. Studiez acum în avans pentru o serie de predici pe care o vom avea despre armura divină, o serie de predici pe care noi o să o intitulăm Gata de luptă, creștinul trebuie să fie gata de luptă. Știți care este prima piesă din armura creștinului? Brâul adevărului. Brâul adevărului. Este ciudat. Dar este absolut fundamental, este esențial. Nu putem să trăim fără brâul adevărului. Și când vorbim despre adevăr, nu este nu numai viața noastră sinceră, integritatea noastră personală, ci este cât adevăr din adevărul lui Dumnezeu este în noi, câtă Biblie cunoaștem, pentru că lucrul acesta este extrem de important. Dacă vrei să-ți păstrezi sfințenia și să crești în sfințenie, crește în cunoașterea Scripturii. Vei crește în cunoașterea lui Dumnezeu care este sfânt, de trei ori sfânt, cum spune Scriptura. Numărul 3, roagă-te cu regularitate. Practică disciplina rugăciunii. Caută-ți un loc pe care să-l folosești zilnic pentru rugăciune. Fă o viață disciplinată. Trăiește o viață disciplinată de rugăciune. O poți combina cu citirea Scripturii, de exemplu, pentru că și aici avem nevoie de disciplină în citirea Scripturii. Știți că porunca lui Dumnezeu este rugați-vă neîncetat? Practică rugăciunea care te schimbă și nu doar rugăciunea aceea care obține ceva, vrei să obții ceva de la Dumnezeu.
Se pare că cele mai îndrăgite rugăciuni sunt alea în care obținem ceva de la Dumnezeu. Am pus mâna pe ceva și mergem să ne lăudăm la toată lumea ce am obținut noi. Nu ceea ce obții, ci ceea ce devii tu în urma rugăciunii. Lucrul acesta este important. Nu ceea ce face Dumnezeu prin tine, ci ceea ce face Dumnezeu în tine este lucrul cel mai important. Pentru noi este foarte greu să fim disciplinați. Nu știu de ce, probabil rasa asta noastră balcanică, sau nu știu pe cine să dau vina. Soția tot timpul spunea, mă, de ce nu ne-au cucerit pe noi nemți așa vreo 1000 de ani? Să bage un pic de disciplină în noi. Ne-au cucerit turcii, grecii câteva sute de ani, rușii, toți au venit. Unul mai disciplinat ca altul. Și aveam foarte mare probleme să fim disciplinați, să terminăm ceea ce începem. Ne temem de rutină, o urâm. Dom'le, să faci același lucru de 3 ori pe zi. Dom'le, ăsta trebuie să fie evreu, nu? Daniel, să ruga de 3 ori pe zi. Este foarte interesant că dacă studiezi disciplina asta lui Daniel, ăsta este disciplinat nu numai când e necaz, că la necaz noi ne rugăm ca nimeni altul. Dar asta era disciplinat și când e vreme bună și când e vreme rea. Să ruga de 3 ori pe zi. Pe noi nu ne duce pe genunchi disciplina, ne duce dezastru pe genunchi. Dăm de necaz, de boală, de suferință, atunci căutăm pe Domnul de numa. Ca și când s-a stricat ceva, nu? Dumnezeu devine Mr. Fix-it, nu? Handyman. Vino repede că nu mai curge chiuveta, vino repede, nu mai merge lumina. Și după ce ne-a rezolvat treaba, nu mai avem nevoie de el. Aici trebuie să lucrăm. Dacă vrem să trăim o viață sfântă, fără această disciplină rugăciunii, nu facem mari progrese, absolut deloc. Numărul 4, fii proactiv în lupta împotriva păcatului. Fii proactiv, luptă împotriva păcatului, mărturisește și pocăiește-te. Păcatul ne prinde foarte ușor și prinde ușor rădăcini în viața noastră. Crește și se înmulțește și ni se pare că e normal. Pe urmă. A fi sfânt înseamnă să smulgi orice rădăcină de păcat. Să-l smulgi păcatul din rădăcină. Nu un fel de ierbicid din ăsta, șprezi și pleci mai departe. Nu? Eu tot încerc asta cu burienile mele. Nu merge. Până nu mă duc să le smulg din rădăcină, nu se termină istoria. Ca să lupți împotriva păcatului, ca să fii sfânt, trebuie să smulgi orice păcat din rădăcine. Cere Domnului să-ți reveleze zonele acele de slăbiciune prin care intră păcatul mai ușor în viața ta. Păzește acele zone prin care păcatul a intrat mai de mult în viața ta. Dacă în tinerețe ți-a plăcut să bei, să știi că e o strungă spartă, un gard stricat în viața ta, mai devreme sau mai târziu, tot acolo intră satana cu băutura în viața ta. Dacă ai avut, pasiunea gamblingului, tot acolo vine diavolul și te va ruina o istorie, toată viața ta. Ai grijă de zonele acelea. Păzește gardul acela care odată a căzut. Numărul 5. Răspunde imediat îndemnurilor Duhului Sfânt. Știți că Duhul Sfânt ne este dat nu numai ca o putere să ducem Evanghelia până la marginea Pământului, ci ca o putere să luptăm împotriva naturii noastre păcătoase. Și întotdeauna Duhul Sfânt ne atrage atenția. Este polițistul acela care fluieră, e roșu, nu se trece pe aici. Ne atenționează. Răspunde imediat îndemnurilor Duhului Sfânt. Amânarea ascultării de îndemnurile Duhului Sfânt, știți bine unde duce, nu? O știm din relațiile cu copiii noștri. Îi spui, băi, du-te du acolo și... Sau îi spui, du-te și fă ceva. Și el tot amână și tot lasă că are timp. Și într-o zi, ori te duci și tu faci în locul lui, ori îi trage o mamă de bătaie, nu? Una din două.
Nu amâna când Duhul Sfânt îți spune lucrul ăsta e periculos. Acționează imediat ce Duhul Sfânt ți-o cere, mai ales când este vorba de păcat. Amânarea duce la pericole și la păcate mai mari. Ascultarea imediată duce la victorii. Îți păstrezi sfințenia. Asculți de glasul acela conștiinței. Dacă nu asculți de glasul ăsta conștiinței, într-o zi nu-l mai auzi. Nu o să-l mai auzi. Dacă nu asculți de îndemnul Duhului Sfânt, el pleacă de la tine, pentru că tu nu, oricum nu asculți de el. Nu mai auzi glasul acela. De aceea, întotdeauna când Duhul Sfânt te atenționează că ceea ce faci este împotriva sfințeniei, este împotriva lui Dumnezeu, este păcat, ascultă de îndemnurile acelea. Ascultă imediat. Numărul 6. Evite locuri și situații chestionabile, dubioase. Nu? Evită tot ce este rău. Pavel spune în 1 Tesaloniceni 5:22, feriți-vă de orice se pare rău, de orice se pare rău. Gândește-te întotdeauna unde te duci. Nu cumva locul acela poate să fie periculos? Nu cumva acțiunea respectivă, întâlnirea aceea, afacerea care o faci, sau cine știe, nu cumva e o sămânță de rău în acțiunea aceea? Nu cumva aici dau un prilej diavolului? Pentru că știți unde diavolul frecventează locurile astea dubioase? Ok? Locurile care te predispun la păcat. Evită singurătatea cu persoane de sex opus. Nu filtra. Nu fă avansuri amoroase la nimeni. Nu. Complimentele sunt ok, dar când trec de o anumită limită, devin periculoase. Nu te considera tare, pentru că nu ești. Nimeni nu este tare. Mai bine să fugi de doamna Potifar. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Ok? Doamna asta era onorabilă, domnule, nu? Din alta societate, educată, nu? Cred că vorbea foarte frumos, foarte elevat, nu? Dar Iosif știe cu cine are de-a face și fuge. Evite locurile acelea. Tu nu ești așa de tare ca să reziști la ele. Am predat un curs odată la București și în timp ce veneam de la ore cu un prieten american care era și el atunci la București, ăsta era de mai multe vreme în București, știa deja toate zonele, tot felul, și mi-a atras atenția că zona unde era seminarul fraților baptiști era o zonă rău famată, foarte multe femei de stradă peste tot. Și zicea asta, o glumă așa specific americană, zice, aici numai cei care cred în eternal security pot să locuiască. Nu? Nu mai poți să-ți pierzi mântuirea niciodată. Nu. Nu te du acolo să vezi cât de tare ești. Că nu ești. Uneori ne credem așa de puternici spiritual că putem să le ducem oriunde, să facem orice. Nu, nu este chiar așa. Analizează bine ce se întâmplă. Nu fii atât de naiv ca și călugărul acela care postea, nu, în chilia lui și ca să reziste ispite și a atârnat un cârnaț de sus de tavan. Nu? Să-l vadă, să-l miroase în fiecare zi, dar să reziste ispitei. Nu, nu face sens să recurgi la asemenea strategii, să dovedești cât de tare ești tu. Nu? Evite locurile acelea și situațiile acelea chestionabile, unde poți să-ți pierzi sfințenia. 7. Profită din plin de necazuri și de încercări. Pentru că încercările și necazurile sunt menite să ne apropie de Domnul. Când dă o încercare, când dă un necaz, mulțumește lui Dumnezeu că ți-a adus aminte să te ocupi și de lucruri importante, să-L cauți pe Domnul, să te rogi mai des, să mai citești Scriptura. Nu? Profită de astea. Ca rolul să ne atragă atenția
Domnule, întotdeauna necazurile astea vin când îți merge mai bine, nu? Nu-i așa? Domnul știe de ce, că s-ar putea că atunci când ne merge foarte bine să uităm de El, să uităm de sfințenie, uităm de standarde, nu? Și atunci ne trimite un mesager care ne aduce aminte de existența lui Dumnezeu și a lucrurilor care sunt cu adevărat valoroase. Și ultima este, păstrează mereu o perspectivă eternă. Viața e temporară, e scurtă, e aici. Noi ne pregătim pentru aia veșnică. Okay? Și trăim în perspectiva ei. Nu uita niciodată acest adevăr. Trăim pentru eternitate. Viața de aici, de acum, e temporară, vom pleca de aici. Știți vestea asta proastă? Nimeni nu scapă viu de aici. Asta e treaba din lumea, nu scapă viu nimeni. Okay? Nu lăsa ca lumea asta trecătoare să-ți afecteze emoțiile și reacțiile. Sfințenia ta este efortul din partea ta la planul divin, la viața veșnică. Te pregătești pentru viața veșnică, unde numai sfinții intră. Scopul tău este să ajungi ca Iisus și să fii cu Iisus. Să fii împreună cu El pentru eternitate. În partea a treia, aș vrea să vă dau câteva întrebări de autoverificare. Trebuie să luați o decizie, trebuie să mergeți undeva, trebuie să faceți ceva. Iată câteva întrebări care vă pot ajuta să vedeți dacă ele vă păstrează în sfințenie sau nu. Numărul 1, lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu și promovează sfințenia, ceea ce vreau eu să fac acum, nu? Îmi deschid un bar de noapte. Un business grozav, mă auzi că fac mai mulți ăsta. Îl onorează pe Dumnezeu chestia asta, nu? Promovează sfințenia, o să ajung mai sfânt după ce fac lucrul ăsta. 2. Mă ajută sau mă împiedică să mă închin lui Dumnezeu ceea ce fac eu? O să mă pot ruga după chestia asta? Pot chema prezența Domnului? Mai pot ridica mâinile în sus la cântare? Mă mai pot închina lui Dumnezeu sau nu dacă fac acest lucru? Numărul 3. Calc cu această o poruncă biblică? Este undeva în Sfânta Scriptură o poruncă foarte clară. Nu cumpăra bar de noapte. Nu? Este? Poate că nu este. Dar sunt principii, sunt adevăruri din Scriptură care de fapt spun acest adevăr. Trebuie să ne ferim de un asemenea păcat. 4. Lucrul acesta îl face pe alții să se potignească? Nu cumva alții se vor potigni când mă văd pe mine ceea ce fac eu? Și eu și soția mea am fost mari amatori de artă. Ea a terminat artele plastice, mie mi-a plăcut și de artistă și de artă. Și am iubit muzica, teatru, literatura, tot ce vreți, tot ce este artă. Nu? Și așa de mult am fi vrut să mergem la câte un spectacol de teatru de la Oradea. Și nu ne duceam din simplu motiv. Că o să mă vadă vreun frate cum intru la teatru și o să se potignească și o să zică, nu mai ascult Evanghelia lui ăsta, o să se duce la teatru, domnule. Nu? Cine știe ce își imaginează el ce e teatru, nu? Nu te du și nu fă lucrurile acelea care pot să-i facă pe alții să se potignească. Poate ție nu se întâmplă nimic, ești mare, ești tare în Hristos, ești liber, așa. Dar alții nu sunt la fel de tari. Limitează-ți libertățile de dragul celorlalți, să nu-i faci pe celălalt să se potignească. Numărul 5. O întrebare foarte dură. Dacă Domnul ar fi aici de față, ar fi mulțumit de mine? Dacă Domnul ar fi aici de față și m-ar vedea ceea ce fac, ceea ce spun, ceea ce cumpăr, ceea ce... Ar fi mulțumit, Domnul? M-aș putea uita în ochii Lui? Vreau să vă spun că
Domnul e de față de fiecare dată. Nu asta e problema noastră. El este de față. El este aici, El vede, El aude, El știe, El știe exact tot ceea ce fac eu acum. Întreabă-te dacă Domnul ar fi mulțumit sau nu. Ce ar spune El de treaba asta? Numărul 6. Aș vrea ca fiul meu sau fiica mea să facă așa ceva. Gândește-te. Dacă nu-ți pui întrebarea asta într-o zi, o să-l vezi că face exact ce ai făcut tu. Și spunea cineva, cea mai umilitoare zi din viața mea, când mi-am văzut păcatele mele umblând pe două picioare prin cameră. Copiii noștri vor face ce face tata. Vor vorbi ca tata, ca mama, se vor purta, vor avea aceeași atitudine. Pune întrebarea asta. Aș vrea ca fiul meu să bea ce beau eu acum? Aș vrea ca fiul meu să deschidă ușa unde o deschid eu acum? Puneți întrebarea asta și lucrurile se vor limpezi foarte bine. Și ultima întrebare, nu cumva eu sunt pentru ceva care urăște Dumnezeu, o Dumnezeu urăște lucrul ăsta, dar mie îmi place, eu sunt pentru, El e contra, nu cumva sunt pentru ceea ce Dumnezeu nu este. În încheiere aș vrea să vă spun câteva lucruri. Sfințenia nu este opțională deloc. Dacă nu avem, nu vom intra în împărăția celor. Este absolut clar. Și pentru sfințenie este nevoie de efortul nostru a fiecăruia. Trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, dar și sfințenia până la capăt, să rămânem sfinți până la capăt. Și trebuie să luptăm cu gândurile noastre, cu atitudinile noastre, cu pornirile firii noastre pământești, să luptăm în fiecare zi cu toate lucrurile astea și să vedem ce este bun și ce este rău și întotdeauna să alegem binele. Când îi primeau pe oameni în Clubul Sfânt, noul candidat la o viață de sfințenie trebuia să treacă prin următoarele întrebări. Și am zis să le ascultați, pentru că sunt extraordinar de puternice. Întrebarea numărul 1. Păcatele tale sunt iertate? Asta era prima întrebare. Dacă spuneai nu știu, nu intrau în Clubul Sfânt, pentru că trebuia de acum să te duci, să îți cauți mântuirea, să fii născut din nou și așa mai departe. 2. Ai pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos? Ești în relație de pace cu Dumnezeu? Întrebarea numărul 3. Ai primit mărturie din partea Duhului Dumnezeu care mărturisește împreună cu Duhul nostru că ești un copil al lui Dumnezeu? Ai această confirmare că ești un copil al lui Dumnezeu? Este dragostea lui Dumnezeu turnată din belșug în inima ta? Este vreun păcat interior sau exterior care îți domină viața ta? 6. Ești gata să-ți mărturisești greșelile și păcatele? Și aici urmează niște întrebări care sunt devastatoare. 7. Poți accepta să ți se arate greșelile pe care le faci în public și acasă? Vrei să fii sfânt? Ne dai voie să-ți spunem unde nu ești sfânt? Ne dai voie să-ți spunem care sunt greșelile tale? Reziști la treaba asta sau nu? Țin minte că m-a sunat odată cineva și mi-a cerut o anumită părere și a zis, mai, vrei adevăr sau vrei să fiu fariseu să spun niște plezentării? Zic, nu, vreau adevărul. Reziști la el? Rezist, frate. Și când i-am spus, n-a mai vorbit cu mine 2 ani. După aia. A dat o boală peste el, pormă venit să mă căutați și spune, frate, ai avut dreptate atunci. Iartă-mă că 2 ani nu mai vorbit cu mine, nu m-a mai salutat. 8. Vrei ca fiecare dintre noi să poată să spună tot ce gândește despre tine, așa din timp în timp? Wow!
Dorești să spunem orice credem, orice lucru de care ne temem, orice auzim cu privire la tine? De fapt, vrei să te confruntăm cu lucrurile astea care le-am auzit despre tine? Dorești să devenim tot mai apropiați și să-ți putem cerceta adâncul inimii? Vrei să te deschizi, să te cunoaștem? Sau vrei să fii un fariseu și tot timpul să te prezinte altfel de când ești? Wow! Dorești să fii cu totul deschis și sincer și să putem discuta tot ce ai în inimă, fără rezerve? Astea erau întrebările. Dacă răspundeai bine la ele, erai primit în Clubul Sfânt. Dacă nu, no way! Nu vi se pare interesant? Ce ați zice dacă cineva, înainte să fim primiți la biserică, ne-ar pune prin grila asta? Ne mai face membri în biserica aia? No way, Jose, ne aducem noi la biserica aia, că nu ne întreabă nimic de chestiile astea. Auzi, să-ți pătrundă asta în suflet, domnule, să-ți pună păcatele în față? No way, așa ceva. Cine mi-a auzit așa ceva? De fiecare dată când se întâlnea săptămână de săptămână acest club sfânt, creștinilor li se punea următoarele întrebări. Ce păcat cunoscut ai comis săptămâna asta de când ne-am întâlnit ultima dată până acum? Ce ai păcătuit de când nu ne-am văzut data trecută? Ați mai venit la biserica asta dacă aici la ușă cineva va pune întrebarea asta și va trebui să răspundeți sincer? Dacă ați rămâi în Clubul Sfânt, probabil că trebuie să răspunzi la o asemenea întrebare. 2. Cu ce ispite te-ai confruntat săptămâna asta? Ai fost eliberat? Ce ai gândit sau ce ai făcut când ai fost față în față cu unele lucruri de care ai fost îndoielnic, e păcat sau nu e păcat? Când ai dat de o zonă din asta gri, așa, ce ai făcut? Ce ai gândit? Cum ai reacționat? E bine, aceste întrebări îi ajutau pe strămoșii noștri pentecostali, dacă vreți, metodiștii, să-și păstreze sfințenia personală și lucrau la ea în fiecare zi. În fiecare zi. Când într-un an John Wesley au dat afară 64 de frați din Clubul Sfânt, unul a băut, doi și-au bătut nevasta, tot felul de păcate, dar 29 au fost dați afară pentru indiferență, pentru apatie, pentru lipsă de interes, pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru sfințenie. Vreau să închei în seara asta, dorindu-vă din toată inima, să luăm în serios chestiunea asta și să luptăm în fiecare zi să fim sfinți, pentru că așa de ușor ne putem pierde sfințenia și fără să fim sfinți nu vom intra în împărăția celor niciodată. Ar trebui să ne revedem relațiile, în special relațiile de familie, cu soția, cu soțul, cu copiii, să ne revedem prietenii care avem, să ne revizuim locurile unde ne ducem și ce facem, să ne revizuim ce citim, ce vizionăm, ce ascultăm și să nu mai băgăm în mintea noastră și în sufletul nostru lucruri care nu au niciun fel de valoare, ci mai degrabă ne murdăresc și ne strică sfințenia. Nu? Trăim într-o lume care este tot mai lipsită de sfințenie. Cu cât sunt mai murdar în limbaj și în acțiuni, filmele sunt cele mai prețuite astăzi, nu? Puteți rezista la filmele alea în care există înjurătură tot la a doua frază? Dacă rezistați la ele, aveți o problemă serioasă. Stingeți-l, domnule, canalul ăla, treceți pe altul, sau stingeți-l de tot. Pentru că într-o zi o să folosim noi limbajul ăla. Nu?
Vreau să închei cu ilustrația asta, mai zis-o, mergeam la evangelizare cu un bun prieten de-a meu, acum pot să zic orice de el că a plecat la Domnul, nu mă mai aude, cred că Domnul l-a fi iertat de păcatele care le-a făcut. Mă ducea la evangelizare dimineața, early in the morning, distanță mare, am plecat din oraș. Când am ieșit din oraș, am dat pe o zonă de polei. A pus o frână, am întors și am auzit niște înjurături din alea, cum numai pe șantier am mai auzit. La care șoferul meu, frate din biserică, domnule, mă ducea la evangelizare, zice, frate, iartă-mă că m-am scăpat. S-a scăpat pentru că el era obișnuit cu înjurăturile alea, nu? Deja le știa, nu? Poate că le folosea din când în când, când nu-l auzea cineva, nu? Și acum s-a scăpat exact. Și a zis, mă oprește mașina, tragi pe dreapta și te pun la evangelizare. Că ce sens are să mai mergem, nu să mai evangelizăm pe altul când eu am unul aici, un candidat lângă mine. Nu, așa. Haideți să vedem lucrurile astea care ne strică sfințenia, care ne murdăresc pe dinăuntru, care ne murdăresc gândurile. Trăim într-o lume atât de mizerabilă, atât de murdară. Și este greu să trăiești în sfințenie într-o asemenea lume. Dar dacă nu faci niciun efort, dacă nu lupți împotriva acestor lucruri, ești o victimă foarte ușoară. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să luptăm împotriva orice lucru care ne pătează sfințenia noastră. Să ne ajute Domnul să trăim o viață sfântă, pentru că este voia Lui, este porunca Lui. El a spus, fiți sfinți, pentru că și eu sunt sfânt, zice Domnul. Haideți să ne rugăm.